Peste 7.000 de persoane au fost prezente în acest sfârșit de săptămână la sărbătoarea tradițională de pe Muntele Găina, cel mai mare eveniment de acest gen petrecut în aer liber. Târgul a cuprins spectacole de muzică ușoară și populară, petreceri, focuri de tabără și focuri de artificii. Evenimentul a fost atent supravegheat de polițiștii din județul Alba. Târgul de fete a debutat sâmbătă în localitatea Vrameancu cu o paradă a portului popular cu costume tradiționale din zona Ardealului, dar și din alte zone ale țării. Tradiția vie de peste un secol spune că feciorii veneau pe Muntele Găina ca să-și găsească aleasa inimii. În zilele noastre se mai păstrează acest obicei doar simbolic.